Bine v-am găsit la Dezbateri în Sănătate. Sunt Val Vâlcu, discutăm cu doctorul Adrian Viner, medic și parlamentar. Despre antibiorezistență, domnule doctor, vă confruntați cu această problemă. Ați avut în ultima vreme la Spitalul din Arad cazuri de pacienți pentru care nu s-a mai putut face nimic. Cu siguranță, mai ales pe secțiile de terapie intensivă, mai ales persoane vulnerabile care sunt practic cu infecții asociate actului medical. 70% de fapt din infecțiile asociate actului medical sunt cu bacterii multirezistente, din păcate deja. Cam ăsta e nivelul. Și antibiorezistența, sigur, în general este o problemă majoră de sănătate publică. Este practic încadrată în top 10 riscuri la adresa sănătății publice, ale riscuri globale la adresa umanității, de fapt, clasificate de Organizația Mondială a Sănătății. Este o problemă complexă care necesită intervenții etajate pe multe compartimente și în problemă la care, din păcate, România este cam pe primul loc în Uniunea Europeană, în ceea ce privește și potențialul de dezvoltare a tulpinilor multirezistențe și a prezenței acestora, din păcate și la monitorizarea și dinamica acestor infecții. Și acest lucru este important pentru că antibiorezistența este clasificată în cadrul problemelor de sănătate publică care țin de o singură sănătate, de această sintagmă, adică, practic, toată lumea depinde de toată lumea. Nu pot să existe acțiuni regionale sau naționale doar care să protejeze respectiva țară, pentru că ele nu au granițe. Adică antibiorezistența se transmite practic și este un fenomen global. Dacă ne gândim la statistici, totuși Italia e pe primul loc, suntem apropiați. La numărul de infecții nosocomiale asociate actului medical, la gradul de multirezistență a clepsielei, a pseudomonasului, a stafilococului, din păcate sunt vreo 5-6 tulpini în România care au cel mai mare grad de antibiorezistență. Vrem să vă întreb dacă este o problemă de cultură, nu suntem asemănători, ginta latină. Da, sigur, mai ales pe palierul... Italia, dacă ne gândim ca resurse, e una dintre marile economii ale lumii. Nu cred că acolo e o problemă legată de lipsa fondurilor. Una din probleme e și această disciplină medicală a prescriptorului, suprautilizarea antibioticelor. O slăbiciunea uneori a medicului confruntat cu infecții grave de a prescrie, sau nici măcar atât de grave, de a prescrie antibiotice clasificate ca fiind în clasa de rezervă, deci de ultimă linie. Sau reflexul acesta de a scrie antibiotice cu spectru foarte larg de la început, nu în urma unei antibiograme. Se trage la nimereală. Da, se trage la nimereală și din păcate se lovește sigur și infecția răspunzătoare, dar din păcate antibiorezistența indusă pe tot spectru este una semnificativă. Se estimează, de exemplu, că povara de boală și costurile asociate antibiorezistenței sunt undeva la nivelul gripei, tuberculozei și HIV-SIDA combinate la un loc. Ăsta este potențialul acum care îl ducem în spate din cauza antibiorezistenței. Este o problemă majoră la care încă România orbecăie. Ministerul Sănătății încă orbecăie. La transparență un plan național de acțiune destul de vag, destul de, mă rog, asertiv, să zic, nu foarte specific. Sunt multe lucruri care ar trebui făcute, cum spun, etajat pentru a adresa această problemă, de la finanțarea, de exemplu, a educației medicale continue anuale și pentru medici și pentru asistentele medicale în ceea ce privește infecțiile asociate actului medical și antibiorezistenței, obligatoriu în curicula de reacreditare
a dreptului de liberă practică, la finanțarea specială sau pe lângă contractele pe care spitalul le are cu casele de asigurări, a combaterii infecției asociate actului medical, nu la concurență cu serviciile medicale, să nu existe niciun motiv pentru a face derogări, pentru a face scurtcircuite, pentru a, știu eu, a deturna într-un fel sau altul și a cârpi pe altundeva fondurile. E, cum spun și eu, o problemă de strategie și de gândire a finanțării, a impunerii unui anumit tip de practică și prescriere judicioasă a antibioticelor, a monitorizării tulpinilor multidrog rezistente în fiecare spital, mai ales în secțiile critice, a problemei de sanitație, de igienă, care trebuie monitorizate constant și la sânge, să zic, și de către șeful de secție și DSP-ul și inspecția sanitară, sunt lucruri foarte multe importante. Multe spitale n-au epidemiolog? Nu. Și atunci când lipsesc fondurile, se face economie, nu? Poate mai ales aici. Dezinfectanții, să spunem că acum ar trebui să fie mai bine. Ar trebui să fie mai bine pentru că s-au luat măsuri din acest punct de vedere de standardizare a tipului de biocide folosite. Ar trebui să lucrurile din punctul ăsta de vedere să fie în regulă. Dar dacă nu sunt bani pentru antibiotice mai noi, foarte scumpe, poate tratamentul a fost dat, să spunem, pe jumătate. Da, e una din disciplina pacientului, e o problemă, așa este? Până la capăt. Dacă ne gândim la spitale, ne gândim de ce pleacă acei germeni din spital, dacă merg dintr-un spital în altul, merg cu odată pacientul. Merg cu pacientul pentru că există și acest circuit. Pacienți plurispitalizați, pacienți care practic accesează mai multe unități sanitare sau sunt transferați între unitățile sanitare. Da, ele circulă și peste graniță. Noi ne gândim că vizitatorii care vin să-i aducă iaurt, apă, șervețele, la noi există această obișnuință că vin să te vizitezi la spital, ce să-ți aduc. Este așa, și ne gândim că ei ar fi un pericol pentru pacient, dar de fapt se pare că un pericol mai mare e invers, ca da, vizitatorul să plece din spital cu un germen. El nu prea are vizitatorul de unde să aducă bacterii multirezistente din domiciliu sau din parc sau eu știu de niciunde altundeva. Ele se găsesc preponderent în spital. Nu sunt, acolo sunt create în laboratorul acesta de expunere la antibiotic, de creștere progresivă a rezistenței. Ele cam acolo se găsesc. Sigur că fiind o problemă globală, cum spun, există și fonduri europene destinate acestui. De exemplu, numai în PNRR am alocat vreo 150 de milioane de euro pentru minim 25 de spitale cu o plajă foarte largă de utilizare, evident pentru infecții nozocomiale și antibiorezistență. Și aceste concret, investiții se mișcă mai greu, dar s-au ce pornit. Ce trebuie să facă, să văruiască, să schimbe, să schimbe conductele de aerisire sau ce să amenajarea face cu acești bani? De la amenajarea circuitelor și crearea, de exemplu, sunt și cu această destinație, crearea de rezerve pentru pacienți cu clostridium sau cu, adică circuite separate pentru pacienți care deja sunt infectați cu bacterii multidrog rezistente, pentru a opri saloane de 5-6 pacienți, la dotarea laboratoarelor de microbiologie pentru determinarea antibiogramei în timp real și folosirea judicioasă a întrepte a antibioticelor, la instrumente adică de pe cel monitorizare. Mai slab, dacă nu răspunde la el, da, de obicei, practica medicală curentă, dacă îți vine peste 3-4 zile antibiograma, intri cu antibiotice cu spectru larg, combinație de 2-3, așa, dacă fac antibiograma și îmi vine, de exemplu, în aceeași zi, chiar primul curs de antibiotic pe care îl încep poate să fie unul nișat, țintit. Și cum ar putea accelera antibiogramele? Crearea de laboratoare de microbiologie în fiecare spital și dotarea lor cu aparatură automatizată care să poată prelucra microbiologic mostrele
într-un timp foarte, foarte scurt. Doar dacă se face analiza ADN-ului și avem PCR-urile achiziționate în pandemie, n-ar putea fi ele reorientate către... Aparatele de microbiologie au și această componentă pe lângă componenta de identificare. Să spunem, clasic ce se făcea? Se lua o mostră din secrețiile pacientului, din sânge, din ce se însămânța. Da. Și se aștepta să două, crească coloniile. Să crească. Da, da, e o metodă așa cum care... se uită lumea în bucătărie la mucegaiul de pe dulceață sau o metodă care creșteau acele... Și din loc în loc se puneau pastile, da? Și se vedea în jurul cărei pastile da. E mai mare. Asta e metoda clasică. Zona neafectată de aceste colonii. Ei, dacă am trecut acum la analiza ADN, aceasta poate fi făcută în câteva ore. Da, exact. Ăsta este marele pas care poate să ajute la adecvarea antibioterapiei pentru fiecare pacient și pentru fiecare infecție în sine. O antibioterapie foarte important. Terapie de urgență sau o analiză. O analiză de urgență care să ghideze de la început antibioterapia, țintită. Aici exact sunt necesare investiții în consumabile sau în... Și aparatură și consumabile. PCR-urile și instruirea personalului care, din laboratoare care să folosească. Mă rog, de obicei atunci când se achiziționează un aparat, mai ales cele automatizate, sunt și instruite, este și instruit personalul. Medici microbiologi care să populeze marile spitale, igieniști care să ajute la automatizarea proceselor. Nu a fost prea mare interesul la rezidențiat. Nu. Adică ne gândim în viitor, peste 5 ani. Vă dau un exemplu. De specialitatea igienă, de exemplu, este de curând, printr-un act care încă se află la transparență, igienistul este introdus în echipa SPIAM, în echipa de control intern al infecțiilor asociate actului medical. Încă acel act normativ nu a ajuns să aibă efecte, astfel încât generații de igieniști care practic au terminat rezidențiatul pe această specialitate foarte importantă nu pot fi angrenați de spitale, nu pot fi adică ei se duceau într-un spital privat, angajați. Să spunem, dacă da, acolo în spitale private există da. Această barieră administrativă și... Da. Și acolo, sigur, au duc contribuția la gestionarea cât mai eficientă, pentru că, într-adevăr, o mare componentă și a proceselor de malpraxis, trebuie să recunoaștem, sunt infecțiile asociate actului medical gestionate prost, ineficient, inadecvat, întârziat. De multe ori se întâmplă și asta. După tragedia de la Colectiv au însemnat că nu mai a ascuns gunoiul sub preș, deci erau sancționați cei care descopereau aceste infecții. Chiar și în contractele de management, practic, unul dintre indicatori era Să n-aibă infecții. Și atunci, asigur că în fiecare an managerul respectiv trebuia să fie, ca să fie evaluat pozitiv, trebuia să aibă tot mai puțin. Sigur că n-are nicio logică în măsura în care acel spital de la început era oricum sub media europeană de declarare. Evident, acolo nu se caută, nu se declară infecții nozocomiale și de fapt asta este o problemă, nu infecția în sine. S-a rezolvat acum, s-a rezolvat. Încep să crească numărul infecțiilor nosocomiale care adică sunt numărul declarate. Declarațiilor, că numărul declarațiilor sunt oricum sunt subdeclarate încă în România. Deci nu există încă. Nu sunt depistate sau nu sunt căutate? Nu sunt căutate, nu există acest reflex neapărat universal de a face, de a recolta pacientul atunci când vine pe poarta spitalului, pentru că și asta este important, cum spun, mai ales la pacienți tarați multispitalizați, ei pot să fie purtători doar al unor bacterii multiresistente, care ulterior pacientul imunocompromis de lângă să le dobândească. Deci, și să le amplifice. Și să le amplifice, da, pentru că sunt incubate într-o zonă de imunocompromisă unde pot să trăiască mult timp și să dobândească și mai multă antibiorezistență. Da, sunt niște gesturi și niște secvențe
de gestionare a infecțiilor actului medical, care încă nu au intrat în practica curentă peste tot medicii în România. Mai dau vina, să spunem așa, pe colegilor veterinari. Da. Și acolo s-au luat unele măsuri, unele acte normative, formal s-au luat, există și ANSVSA-ul care se mai implică acolo, sunt fiolajele care trebuie folosite complet, în totalitate, să nu ajungă să nu fie existau. Domnule, mi-a rămas, hai că le pun în furaje, că tot îi face bine vă spun, animalului respectiv, în 89, nu poate să-i facă rău. În timpul Revoluției apăram, mă rog, ce puteam și noi să facem, apăram spitalul, unul din marile spitale ale Bucureștiului. Nu știm de cine îl apăram, dar în fine, eram în gărzile studențești care stăteau la poarta spitalului și triau potențialii teroriști. Nu știu dacă prindeam vreunul ce i-aș fi făcut sau... Ei, și vine un cetățean cu o punguță, cu o sacoșă, să-i spunem, cred că avea vreo 4-5 kg, zice, dom'le, am adus antibiotice. Că era, veneau oamenii și donau tot felul de obiecte. Și bun, ce, de unde, cum? Păi ce, dom'le, noi le avem pentru vaci, le dăm la vaci, dar merg foarte bine și la om le-am luat când am fost răcit. Și venise să-și ajute semenii în suferință cu o pungă de antibiotice de la o fermă din jurul capitalei. Deci ele erau folosite cu kilogram, cum vă spuneam. Era o cutie mai mare și... Da, mai ales în zootehnie se foloseau ca și preventiv, o injecție mirabilă, și... bună la toate. E în regulă să le pui, să le folosești. Sigur că nu e așa și practic expunerea și a am și testat la florei. DC News, am testat lapte din asta vândut în piața din sticlă și avea tetraciclină. Da, da. Pentru că antibioticele, practic, mai ales cele cu spectru larg, cum este și tetraciclina, asta acum câțiva ani, nu, ajung în sol și apă prin multe mecanisme. Evident, de acolo antibiorezistența și genele respective se transmit și dinspre spitale, acolo unde practic, evident, se folosesc foarte multe antibiotice și ajung în solul respectiv, dar și invers. Există un flux bidirecțional prin circuitul apei. Recent, această problemă am încercat, sau mă rog, Parlamentul până la urmă a decis să deblocheze legea pe care am inițiat-o în sensul gestionării deșeurilor farmaceutice de la populație, care sigur că va fi un mecanism de asanare. Da, trebuie să existe deșeuri. Dacă i s-au prescris antibiotic 7 zile, a luat toate 7 pastile. Vă spun că rămâne, fiecare dintre noi cred că are acasă o plasă de medicamente expirate. Mai ales în pandemie s-au făcut foarte multe stocuri. Da, s-au făcut stocuri de toate, dar și de medicamente. Dom'le, dacă nu mai găsim, hai să cumpărăm mai multe antiinflamatoare, să cumpărăm mai multe, să avem, că dacă se întâmplă ceva, rămânem în casă închiși. Și rămânem în casă, mă rog. Lumea are stocuri. Și atunci, sigur că la un moment dat de Paști sau când faci curățenie prin casă, dom'le, ăsta a expirat de 2 ani, ăsta a expirat, aruncă-le. Și sigur, lumea nu știe ce să facă efectiv cu medicamentele. A fost o campanie, cred că Catena au făcut o campanie de colectare. Da, a fost un gest de responsabilitate societală pe care ei l-au avut, din păcate punctual și limitat în timp, nu deservește constant toată populația. Acest lucru trebuie însă să devină practic, o practică curentă, pentru că nu adică mai putem... te duci cu ce nu folosești, te duci înapoi la farmacie. Da, deci medicamentele expirate, practic vor fi, până la urmă legea a ajuns în forma în care ele vor fi colectate în recipiente în curtea spitalelor, tuturor spitalelor din România, de unde finanțarea colectării și neutralizării la firmele specialitate va fi finanțată separat de contractul spitalului. Deci nu, spitalul oricum are o cantitate de deșeuri, și are contract cu neutralizator, adică are multe cutii, flacoane. Și are contracte deja încheiate cu neutralizatorii, cu cei care preiau deșeuri periculoase. Medicamentele expirate sunt deșeuri periculoase, nu sunt deșeuri menajere. Asta trebuie să înțelegem. Și legea mai conține și informarea populației în sensul
modificării legii CNA, astfel încât după calupurile publicitare la medicamente la televizor, să ni se spună medicamentele expirate trebuie returnate către spitale. Pe ambalajele medicamentelor să scrie explicit medicamentele expirate de exemplu, trebuie returnate. Ca să fie și lumea informată. Spitalului militar, să spun. Și am terminat, am golit blisterul, cutia, duc și cutia sau doar dacă mai rămân blisterul, două, trei? E suficient blisterul, sigur că cartoanele respectiv. Nu, poate e într-un flacon cutia, mă gândeam la cutia de da, plastic. Da, deci ele nu trebuie separate de ambalajul secundar, cel care e în contact direct cu medicamentul. Și dacă l-am golit, îl mai predau, reușesc, ar trebui ca substanța activă să ajungă să fie predată. În ambalajul original sau cum acum, o fi majoritatea la domicili. Sunt blistere. Majoritatea sunt blistere. Cu blisterele într-o punguță se predau fără birocrație, fără nicio întrebare, se introduc în acel recipient. Au apărut aceste din ianuarie. Din ianuarie legea ar trebui să producă efecte și atunci practic ar trebui ministerul între timp să facă o metodologie și către spitale prin care să le spună, spre exemplu, să pună indicatoare dinspre stradă, într-un loc foarte apropiat de intrarea în spital. În multe spitale nu poți să intri pentru că te oprește la poartă. Tocmai, asta spun. Imediat, poate după intrarea în poartă și cu prelucrarea personalului de securitate, astfel, domnule, am venit cu medicamentul, uite aici, 5 metri, te pun, plec mai departe. Deci în sensul ăsta, pozite, practic, pentru că cineva ar putea, de exemplu, acum sunt, se caută prin tomberoane după ambalaje de plastic. Nu, ele sunt unidirecționale, deci ele nu mai N-ar pot fi accesate. Să le extragă cineva, nu, cum se pot doar introduce, sunt și recipiente speciale unidirecționale care nu pot fi decât într-o direcție și cel care le colectează ulterior, sigur, desface recipientul. Mai sunt o luni jumate, 3 luni și ar trebui achiziționate aceste dispozitive. Da, de asta spun că Ministerul Sănătății n-ar trebui puțin să mai tergiverseze acest lucru pentru că trebuie o metodologie, trebuie să știe și spitalele și ordonatorii de credit, toată lumea ar trebui să știe cum ar trebui să arate acest circuit. Vine omul, unde e ăla, ce fac după aceea cu lucrurile trebuie aranjate, trebuie pregătite. Și acoperirea costurilor este făcută este de din stat? FNOASS cu viraj direct. Sigur, ideal și recomandarea Comisiei Europene este ca această acoperire a costurilor să fie pe baza principiului responsabilității extinse a producătorului, în baza unui microtimbru verde pe care să-l plătească să-l plătească producătorul pentru fiecare cutie vândută. Asta e firesc. Așa e și la baterii, așa e și la cauciucuri. Producătorul este cel care trebuie să se asigure de întreg ciclu dacă respectivul produs ajunge în zona de deșeu. Asta este principiul firesc aplicat în toată Uniunea Europeană pentru toate deșeurile periculoase. La noi, iată lucrurile, așa era legea inițială, lucrurile între timp a fost degrevată industria de acest aport firesc, cum spun, și normal pentru ceva care ajunge la final deșeu periculos. Acum, și le va plăti statul. Industria are taxă clawback, da, limitare înțeleg. De preț, da. I-a mai pus și 1% pe cifra de afaceri. Clawback-ul e tot o taxă pe cifra de afaceri. Păi tocmai. E la fel. Deci au 16%. 25%. Mă rog, depinde de inovativ sau generic. Acum să mai plătească și timp de vere. Eu înțeleg, dar ar fi trebuit depresurizată cumva industria printr-o politică de preț a medicamentului alta, astfel încât să acomodeze această taxă firească și să fie descărcată de taxele nefirești care sunt. Nimeni n-a zis că să mai pui încă o taxă. Dar intră la fondul de mediu sau păi nu, timbru că, acela ecologic. Așa era gândită inițial legea și prin Agenția Fondului de Mediu să fie gestionată sau finanțată colectarea și neutralizarea, dar până la urmă a ajuns să fie finanțată din FNOASS, care și el are găuri foarte mari. E trebuie rectificat practic semestrial destul de consistent și se și angajează la mai multe. Acum vaccinarea, o să discutăm de acest subiect, dar ați pus un cuvânt sau o frază cheie. Omul vine și
aduce. Păi în cazul bateriilor, sigur nu vine și nu le aduce înapoi la magazin, ci le aruncă în gunoi. Există sancțiuni pentru cei care nu vin și nu aduc aceste ambalaje? Nu. În lege nu există sancțiuni. Sigur, conformarea este una voluntară și noi credem că se poate obține prin informare, prin atenționare, prin ghidaj. Care se ducea și înainte și punea plasticul la plastic, sticla la sticlă, fier, nu mai știu, erau 4 sau 5 tom de lade. Ei se vor duce și cu ambalajele de medicamente sau cu pastilele nefolosite. Dar cei care aruncau sperăm să fie din ce în ce mai puțini. Sperăm să fie din ce în ce mai puțin. Există o modalitate de control la groapa de deșeuri, nu știu, să ar se trebui ia să existe o sortare din ce în ce mai semnificativă la groapă. Ar trebui să existe și acest lucru, dar încă noi avem foarte multe infringementuri pe mediu, una dintre ele fiind și incapacitatea de sortare a deșeului final, care ar trebui practic un pic să mai 13% din plastic, de exemplu, este doar reciclat. 13%, 87% practic ajunge ca deșeu menajer în mediu și sigur că e plin și de microplastic și de. Da, e o mare problemă și cu conformarea voluntară a noastră, a celor care ar trebui să ne respectăm mediu și unii pe alții între noi. Și chestia asta doar în timp și doar cu informare. E și pericolul diferit, că unul n-a pus la containerul specializat un paracetamol, mă rog, e riscul sau poluează la fel ca orice altă substanță chimică. De sinteză. De sinteză, nu știu, cola neconsumată. Dar în cazul specific al antibioticului, aici riscul este mult mai mare pentru că se generează microbi din aceștia rezistenți care selectează microbiomi care, sigur, ulterior transmit acele gene pe orizontală și crește antibiorezistența generală a populației de bacterii din mediu, care evident până la urmă ajunge în contact cu omul, inevitabil, evident. Ar trebui să fie o diferență, nu știu, poate în cazul specific al ambalajelor de antibiotic, poate să le ducă totuși înapoi la farmacie, să existe un registru, mai ales că acum ne informatizăm, ne digitalizăm. Circuite separate, riscăm să confuzionăm, nu-mi dau seama, poate că în timp este o idee de a crea un circuit separat pentru antibiotice, citostat. Eu știu lucrurile care sunt cu impact evident mai mare și, asupra mediului. Acestea periculoase cu efect halucinogen, psihogenele și toate lucrurile care, da, trebuie să aibă poate un circuit un pic mai bine controlat, un pic mai selectat. E adevărat, dar e un prim pas care poate fi în timp, sigur, maturizat, poate fi gândit pe mai multe. Păi haideți să ajungem măcar la ăsta, să nu fie la fel cum e legea stop nosocomiale, așteaptă după norme de aplicare de aproape 2 ani de zile de la Ministerul Sănătății. Există aproape 2 ani de zile. Pentru toate. E o estimare de o evaluare a impactului. Eu cred că costuri, mă refer. Inițial, când sigur sunt stocuri, cum spun, la populație și lumea începe să afle, da, domnule, pot să duc plasa și poate că vor fi puțin mai mare și vor fi cantități mai mari colectate. Ulterior, atunci când practic se intră cumva într-o circuit normal, firesc, orizontal al consumului și al deșeului, noi nu estimăm să fie undeva mai mult de 3-4% din ceea ce iese din farmacii să ajungă în zona de deșeu. Nu, și costurile mult mai pentru puțin. Spital, pentru fondul de asigurări? Da, sunt niște costuri care, cum spun, inițial probabil că vor fi puțin mai mari, ulterior urmând să intre într-o zonă liniară, să zic, de cost aferent dispensarizării de medicamente către populație. E un cost care până acum l-am ignorat, am zis că el nu există, problema nu există, când în fapt și sigur că și problema și costul există. Existau de la început. Mai sunt medici de familie care au pornit acum campania de vaccinare, acele sunt seringi de unică biologice folosință. Alea care sunt
teoretic pot fi contaminate cu material biologic, nici pentru acest lucru nu există. Medicii de familie au contracte cu neutralizatori, și, dar ele se folosesc și la domiciliu. Sunt pacienți îngrijiți la domiciliu, sunt deșeuri biologice care rezultă și din îngrijirea la domiciliu. Acolo nu este. Da, acolo nu e foarte bine gestionat acest circuit. E adevărat asta. Vestea bună este că vaccinarea se extinde la toate vârstele, inclusiv toată la băieți pentru HPV, și intră și la pacienții, știu eu, cu o indicație mai restrânsă. În 2008 o politică afirmativă s-au cumpărat sau oferit fonduri pentru vaccinarea întregii generații, la fete în acel moment. Eram la rând cu țări civilizate, țări bogate, Franța, Danemarca, Australia. A fost startul, a fost la fel. S-a mișcat atunci, a generat o campanie anti-vaccinare, adică această măsură pozitivă a avut până la urmă efecte negative, a impactat negativ toate campaniile de vaccinare. Așa și este. ROR și... Așa este, și scăderea ratei de vaccin, acoperire vaccinală, practic, este, apropo de antibiorezistență, este un mecanism care generează în timp creșterea consumului de antibiotice în zona cu infecții prevenibile suprainfectate bacterian și de antibiorezistență. Ai mai puțin oameni în spital, ai mai puțin rezistență. Deci, ar fi și din punctul ăsta de vedere o soluție pe unul din etaje. Acoperirea vaccinală. Așa, dar spuneam, dacă acum că se oferă compensat vaccin prin medicul de familie, prin alți medici pot prescrie și la vârstnici, nu, poate bunicii se protejează împotriva bolilor copilăriei, că vine nepoțelul de la școală cu... Își fac niște rapel. Oreon sau își face rapel. Spuneam, nu cumva va genera iar, va sufla vânt în pânzele antivacciniștilor care vor avea... Cu siguranță, și 2024 este un an electoral în care se vor scoate toate instrumentele pe masă, să zic. Știm că zona extremistă, zona... n-are rost să menționăm numele partidului, că se știe, au incorporat în doctrina acelui partid, practic, antivaccinismul, militant, agresiv. Îl auzim aproape zilnic în Parlament, atunci când vine vorba măcar de ceva legat de pandemie, de cuvântul pandemie, sau de, apare deja această umoare împotriva vaccinului. Și sigur că a scăzut rata de acceptanță a vaccinurilor uzuale, nu vorbim de vaccinarea anticovid, vorbim de vaccinarea cu vaccinurile clasice. A scăzut cu 10%, ceea ce și Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că deja ajungem în zona sub pragul antiepidemic, care pentru rujeolă, că ați pomenit de ea, e de 95%, de exemplu. Adică orice acoperire de 90, 85, 80% poate genera microepidemii. Da, este focare evident. Epidemice, da, și da. Decese au fost... Au fost 60 și ceva de decese la copii, practic, din cauza decese 100% prevenibile. Toate puteau fi prevenite, toate aceste decese. Discursul e așa, ce, dom'le, COVID-ul nu e testat, nu vorbim de vaccinurile clasice care au fost testate ani de zile. Tocmai s-a luat premiul Nobel. Ziceam, dar acum faptul că vaccinurile intră pe lista de compensare, n-ar avea argumente. Până când nu erau compensate, le acceptau, cu excepția COVID. Acum putem bănui care va fi următoarea mișcare, ce o să mai inventeze, ce o să mai... Eu cred că... Unde se ducă această campanie de dezinformare pornită cu... în anii 80 cu autismul, cu tiomersalul, nici nu se folosea acel... Evident, au fost o înșiruire de minciuni, o cascadă de minciuni, manipulări și dezinformări groasnice, cumplite.
În România, de exemplu, doar în pandemie se estimează că au fost vreo 22.000 de decese care ar fi putut fi prevenite dacă România avea rata de acoperire vaccinală, de exemplu, a Spaniei. Sunt calcule statistice. Nu vorbim de Portugalia, care a fost pe primul loc în Europa. Da, nu. Nu vorbim de 95%, nu știu cât au fost rata de acoperire vaccinală. Mă rog, dincolo de asta, eu cred că un rol important l-ar putea să aibă Colegiul Medicilor aici. Există o sursă de legitimare a discursului antivaccinist, din păcate, la nivelul unora dintre colegii noștri medici. Unii dintre medici au un discurs agresiv antivaccinist, nu are rost să dăm nume sau exemple, îi știm sub pretextul cu toții. Precauției. Mă rog, da, dar până la urmă uneori ajung chiar în zona antivaccinismului militant, patent, clar, în care descurajează populația Anglia, de a se vaccina. În Anglia, mincinosul ăla, cred că Atkins îl chema, nu mai sunt, sau Atkins e unul cu o cură de slăbire. Mă rog, deci cel care a lansat minciunile cu autismul a fost dat afară din Colegiul Medicilor. I-a fost retras dreptul de liberă practică pentru fraudă. Fraudă care practic a avut consecințe deosebit de grave asupra încrederii populației în actul vaccinal. După acele nereușit, nefericită declarații ale acelui medic, practic... Nu, el a falsificat datele. A falsificat niște date, dar după, sau efectul cuantificabil al acelui val pornit de acea fraudă, a fost o scădere a ratei semnificativă de vaccinare și o recurență a tusei convulsive, a poliomielitei. Au fost lucruri groaznice care s-au petrecut atunci, imediat după. Mă rog, e o luptă care, cum ați spus, este de decenii care se dă cu dezinformarea, cu manipularea, cu minciuna, și aici cred că, cum spun, Colegiul Medicilor cred că ar trebui să fie puțin mai ferm în ceea ce privește derapajele discursurilor din interiorul breslei medicale. De altfel, codul deontologic al profesiei medicale te obligă să transmiți pacientului, atunci când ți-ți asumi titlul de medic, să transmiți doar informații validate științific, nu opinii personale care vin contra opiniei entităților științifice care spun: Agenția Europeană a Medicamentului, Ministerul Sănătății din România, Agenția Națională a Medicamentului, Organizația Mondială a Sănătății, care toate recomandă vaccinarea explicit și atrag atenția că efectele adverse practic sunt neglijabile comparativ cu beneficiul obținut în urma vaccinării. Toate aceste informații uneori sunt distorsionate de către unii medici care practic devin exponenți ai curentului antivaccinist. Wakefield îl chema pe ex-Coca-Cola, îmi cer scuze. Da, i-a fost retras dreptul de liberă practică, fără discuție. După câțiva ani de procese, da, mă rog, asta e... Procese care să dovedească frauda. În momentul în care frauda a fost dovedită, imediat consecința a fost retragerea dreptului de liberă practică. Era un gastroenterolog, practic, care a studiat flora bacteriană a copiilor și la un moment dat a falsificat niște date astfel încât să dovedească că în urma vaccinării se modifică ceva în flora intestinală, care la rândul ei s-ar corela cu incidența și prevalența autismului. Milioane după aceea de statistici au demonstrat contrariu, deci nu a putut nimeni să replice această minciună și de aceea sigur este considerată o fraudă de proporții. Cum ne pregătim pentru sezonul epidemiei? Gripă, COVID, circulă împreună ambele în acest an 2023-2024, în acest sezon. Da, vor fi, din păcate, suprapuneri de creștere a incidenței concomitente, simultane, ale gripei și ale COVID-ului. La COVID suntem pe pantă ascendentă. Sigur, e o turbină puțin virulentă. Școala este un accelerator, creșterea traficului și aglomerației, evident. Sunt paliere distincte care ar trebui să pregătească populația, de la vaccinare, de la evitarea aglomerațiilor și măsurile de igienă de contact, până la pregătirea spitalelor pentru
inevitabil creșterea numărului de pacienți care vor veni cu gripă sau cu COVID spre spitale, antrenarea din nou în ceea ce privește circuitele, măsurile de precauție, de atenție, mai ales în zonele în care sunt concentrați pacienți imunocompromiși, secțiile de oncologie, secțiile de hematologie, secțiile de terapie intensivă. Acolo trebuie din nou crescut standardul epidemiologic. Până acum, înainte de pandemie, în fiecare sezon gripal se instituia așa numita carantină. Vizitatorii nu prea mai erau primiți în spital. Dă teama să nu aducă unor persoane cu probleme de sănătate, să nu aducă și în plus virusul gripal. Infecții, practic, comunitare, transferate în incinta spitalului, acest lucru se întâmplă atunci când oameni mai rezistenți care nu fac forme clinice care să necesite spitalea, dar sunt bolnavi sau purtători, aduc virusul gripal, de exemplu, în salon unde sunt pacienți vulnerabili, tarați, cu comorbidități care, sigur, contractând gripa, din păcate, pot să și decedeze sau să facă forme severe de gripă. Da, sunt măsuri care ar trebui luate și la nivelul spitalelor atunci când incidența în comunitate este foarte înaltă, pentru că inevitabil ea vine și lovește în spitale. Trebuie limitat numărul de ore în care se pot face vizite, trebuie măști, trebuie măsuri de igienă minimală, aerisire, igienizare mai frecventă a zonelor de contact, pentru că este firesc să fie așa, să ne protejăm pacienții. Mulțumesc, vă mai aștept la DC Medical, DC News. La revedere!